Ionuța, vă invit pe canafea și bine ați venit, revenit aici la Tezaur TV. Încăpiem și în doi aici? Sigur că da, te rog să iai loc. Așa. Vă salut cu mare drag. Cum a început această dimineață? Foarte bine a început. Plină de dispoziție, de energie? Încercăm cel puțin să fim energici de dimineață, doar că na, somnul pentru noi, cel puțin muzicanții sau artiștii, suntem cumva în rutina asta zilnică, până în noapte stăm, lucrăm ca să pregătim program, cântăm și cumva dimineața este mai greu, dar totuși trebuie să o facem și pe asta. Dificil, dar ne descurcăm. Cu siguranță. Apreciem efortul vostru de a fi în această dimineață alături de noi și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Dacă pe Andrei îl cunoaștem, pentru că el a mai fost aici la Tezaur TV, Andreana, o să te rog să ne povestești câte ceva despre tine. Ca să te cunoaștem și noi mai bine. De fapt, vreau să menționez că am mai fost la dumneavoastră. A, așa. Da. Cel puțin eu nu am avut ocazia să interacționez da, cu tine. Da, într-adevăr. Pot să spun că sunt studentă la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Sunt colega cu Andrei. Pe lângă asta am studiat foarte mult pianul. Adică am finisat studiile la pian. Și ești îndrăgostită de muzică. Da, extrem, foarte mult. Felicitări, apropo, pentru acest duet. Unul emoționant și tare, tare frumos, care ajunge în zona sensibilului. Cine a venit cu ideea colaborării? Cine a fost inițiatorul Andrei. Acestei idei? Da, eu am fost. Pot spune mai mult de atât. Acest colind a fost tot lansat cu 2 ani în urmă, doar că în altă formă. Și totuși am ajuns la ideea că mai am nevoie de schimbat ceva în el. Și mi-a venit o idee foarte bună, de ce să nu fie un duet, pentru că se cere așa două voce și mai ales una așa frumoasă, dar una angelică. Și na, a fost ideea mea, am scris text, melodie, apoi am zis de ce nu să mergem la un studio bun, că trebuie să fie bun. Sunetul bun trebuie să fie, trebuie să fie calitate, să se simtă și în afara ecranului despre munca noastră, cum s-a făcut. Și cam asta este. Deci el a fost lansat inițial Cu 2 ani în urmă. Și în acest an ai spus că are nevoie și de o voce feminină. Da, și am făcut modificări de text. Melodii cred că nu. Doar tonalitatea am schimbat. În rest, tot așa a rămas, în afară de câteva versuri. Așa, cum o simți acum? Mai, mult mai bine. Mai, nu știu. Acum deja pot spune că e a mea mai precis, împreună cu Adriana Fuior. Mai profundă, nu? Da, e mult mai mult sens am dat versului, hai să spunem așa. Ați reușit să filmați și un videoclip și să rog colegii din regie să ne ajute ca să-l poată vedea și cei de acasă. Un videoclip care aș spune eu e tocmai potrivit acestor sărbători, dar și melodiei voastre. Unde ați filmat? Aici la Chișinău, nu-i așa? Sigur. Eu cred că locația e prea văzută de oameni. Este... Da, nu știu dacă am voie spun. Cum a venit ideea asta? Cum a venit? E în parc. Știm că e în parc, da? Sigur, sigur. Foarte sigur. Spontan. În centrul orașului, în parc. Ne-am întâlnit la catedrală și eram cu un prieten de meu care s-a ocupat de imagine, de video. Valeriu Rotaru. Pe această cale îl salutăm. Și... tot ne întrebam unul pe altul ce facem. Și cumva am mers așa cursiv tot una după alta. Am început cu orășelul de Crăciun de fața la Maria Bieșu. Apoi pe drum înapoi am zis că wow, uite ce frumos aici. Și doar am făcut câteva cadre și acolo a rămas ideea. Acolo rămânem, acolo înregistrăm până la capăt. Așa și a apărut ideea producției video. Sigur, nu a fost nimic plănuit, așa cum a venit firesc, așa am făcut. Super, dar îi spune că e un loc amenajat de voi special, cu decor, cu tot ce trebuie. Ați prins și zăpadă sau mine se pare aici? Nu, există la editare câteva nuanțe. Am înțeles. Există vreo amintire specială de Crăciun care a stat cumva la baza creierii acestei melodii, Andrei? Dacă tot tu ești cel care a venit cu textul și melodia? Sincer, cred că nu. Doar că... ceea ce pot spune eu despre Crăciun, feria, sărbătorul, pentru mine asta înseamnă să merg cu colindă și apoi să vin acasă la părinți. Dar ideea a venit, de ce să nu fac un colind? Și dintr-o mică idee s-a creat așa un cântecel. Andreana, tu cum ai acceptat propunerea asta? Cum a venit pentru tine ideea de a cânta în duet cu Andrei?
Din start, noi la Academie aveam un duet, care la fel o colindă, trebuie să interpretăm. Și probabil de aici, da, a venit ideea mai mult, că în timp ce repetam colindul, Andrei a venit cu propunerea, uite, eu am o colindă și de mult o țin și nu știu ce să fac cu dânsa. Și adică a fost cumva tot spontan, dacă sincer. Poate pentru dânsul nu, dar pentru mine e extrem spontan. Dar a ieșit foarte bine. Da, sperăm mulțumim. Foarte mult să-l placă și publicului, pentru că nouă chiar ne place, cel puțin. Ideea, în general, noi, probabil noi pot zic, dar cel mai bine o spun că eu sunt foarte spontan. Mi-a venit ideea acum vreau. După asta, evident că dacă nu mi reușește din prima, mai aștept până nu dau în punctul care am nevoie. Până nu ajung unde îmi doresc. Exact, exact. Cântec de Crăciun, apropo, ai sărbătorit pe stil nou sau pe stil vechi? Cu colinda îmblăm de acum chiar. Așa, dar ați și pornit, da? Da, sigur, deja au fost câteva solicitări, deja le-am cântat, chiar împreună cu ansamblul de la Academie. Sărbătoarea pe care noi o avem de Crăciun pe 7 ianuarie. 7 ianuarie, da, vechi. Da, siguranță, cred că majoritatea o sărbătoresc în așa mod și bănuiesc că așa o să fie la moldovenii cu o perioadă foarte mare de timp. Andreana, cum arată sărbătorile de Crăciun în familia voastră? Vă strângeți cu toții acasă, familia se reîntregește. Anul acesta, din păcate, este unicul an când toți suntem despărțiți cumva și noi tare. Plecați pe lumea mare. Părinții sunt în lumea mare, noi copii suntem aici pe loc și, din păcate, la distanță anul acesta, dar până acum erau mereu împreună, erau foarte, nu știu, se simțeau în orice caz sărbătorii de iarnă, acum așa puțin mai. Așa, voi ambii sunteți studenți la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cum a fost acest an, dacă e să vorbim despre studii? Greu pentru mine. Pentru mine e... Ce an, apropo, sunteți? Eu sunt 1. Eu 3. Ah, eu sunt mai tânără. Am înțeles. Eu mă gândeam că e invers. Și eu am vrut să fie invers, doar că așa au mers lucrurile la mine, așa au trebuit să fie. Foarte ok. Sunt încă entuziasmat, n-am reușit încă să mă plictisesc. Okay. Mai învăț și suntem în sesiune, mai deschidem cărțile care nu le-am deschis mai devreme și, Doamne ajută, le dăm pe toate. Dar, per general, e greu să fii student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice? Da. De ce? Trebuie efort, în primul rând. Foarte multă seriozitate, pentru că este o instituție destul de complicată, adică, nu știu, studii superioare. Dar e și muncă, frumos, nu? Da, foarte frumos. Muzică, peste tot. Rezultatul se merită. Da. Cred că da. Da, există prietenie între o fată și un băiat, că tot mă uit la voi și sunteți așa de frumoși. Mulțumim. Trebuie să fie. Există totuși, da? Voi spargeți stereotipurile care spun că nu există prietenie între fată și băiat. Nu, să spunem la un sens profund, să ne aprofundăm în tot sensul cuvântului prietenie, atunci, na, oricum la un moment dat, dar în cazul, de fapt este o vârstă, am înțeles, că după care prietenia chiar există între băiat și între... Care e acea vârstă? Sau încă, 30 încă n-am sau ajuns. 40 plus, de exemplu. Învățasem la psihologie când am fost la facultatea de drept. Așa. Și asta mi-a tras atenția chiar. Pentru că eu aveam întrebarea asta, există dragoste sau nu există dragoste? Sau, adică cum ar fi? Și deja mi s-a accentuat această afirmație. Și până la 30-40 mai avem puțin de muncă. Da, mai la distanță. Da. Mai la distanță. Da, Andrei, știu că tu ești prezent și la multe evenimente private. Cum reușești să ții echilibrul în toate sferele vieții, și personală, și profesională, și studii? Ușor complicat, dar posibil. Posibil. Dacă ne dorim, e posibil. Da, sigur. Evenimentele de regulă sunt seara. Eu după 5 plec din academie, respectiv reușesc. Doar că cu pregătirea temelor pe casă mai răbuți. Suntem restanțieri puțin, da? Nu, doamne ferește, nu. Tot e bine. Nu, le reușesc toate, dar nu la 100%. Nu sunt implicat 100% ca să fiu studentul anului. Care e totuși cheia succesului? Cine ne spune? Muncă. Talent sau da, muncă? Muncă. Talentul muncă. Probabil e foarte puțin din ce și facem noi. Adică eu presupun după mine sănătate. Absolut toți. Dacă nu faci muncă, nu cred că ai rezultat. Talentul e un sclipici, așa, simplu. Dar munca te evidențiază.
omul muncitor e omul cu rezultat. Ce notă ați dat voi acestui 2023? Ați reușit să bifați toate obiectivele pe care 18. Vi le-ați propus? Da. 18? Da. E bine, prima persoană care dă așa notă. Da, pentru că nu m-am așteptat să le fac chiar atâtea. Chiar atâtea? Da. Dar care sunt acele realizări, Andrei? În primul rând, intrarea la Academie. Am avut o ezitare de vreo 3 ani, probabil. Uh-huh. Pentru mine a fost cumva complicat să fac acest pas, fiind după 2 ani de facultate de drept și lăsat, cumva parcă aveam o frică să mai încep încă o dată. Și totuși asta a fost un pas enorm de mare și frumos. Super. Te-ai îmbogățit și cu melodii noi în repertoriu? Cu această piesă, de exemplu? Da, această piesă. Urmează și altele, mai sunt în plan, doar că trebuie să mai strângem ușor. Să mai lucrăm la partea financiară. Exact. Pentru a ieși un produs bun, că de altfel poți face în fiecare zi. Și, și tu, Andreana, ce notă i-ai dat? Eu cred că 10 plus. 10 plus? Mamă, voi sunteți cei mai darnici la astfel de note. Într-adevăr, a fost un an foarte productiv și probabil își merită nota cumva. Și pentru 2024, ce planuri, obiective avem? Pentru mine un obiectiv foarte mare este să primesc permisul. Așa. Să știi cum mai sunt da, cu astfel de doleanțe. Chiar prima invitată din această dimineață ne-a spus că un cadou de la Moș Crăciun pe care și-l ar dori, un permis de conducere. Da. Și tu, Andrei? Să-mi înmulțesc rezultatele, cel puțin la 2. Super! Aveți planuri grandioase pentru 2024 și să fie cu bun augur. Noi ținem pumnii pentru voi. Un alt duet mai urmează? Solicitări au fost, cred că... Solicitări au fost! Care? Adică au fost de la părinți, de la... A, da. Mergem, care e problema? Hai, mâncă unul. De fapt, da. Eu, până au ajuns la mine, a fost greu. Prin comentarii mai sunt oameni sau mesaje, când mai scoateți, chiar dacă câte 3 zile a ieșit colindu și când mai scoateți, o să fie probabil, nu știu, cum a dat Domnul. Feedback-urile sunt dintre cele mai așteptate. Da. Și frumoase. Da. Nu știu cum spun, dar cred că trebuie să spun și la cameră. Mulțumesc frumos că ai acceptat să cântăm împreună. Mulțumesc! Ce frumos! Mai ales cumva, adică asta tot e un fel de mândrie pentru mine. Da, din toată Academia a fost cumva selectată, Andreana, sau voi vă cunoșteați? Mi-a plăcut, da, deja ne cunoșteam, evident, jumătate de an. Noi avem un obiect în care facem absolut toți anii, ansamblu facem. Și respectiv... Ai ochit-o așa din mulțime, da? Da, nu, celelalte nu cântă urât. Pur și simplu, mie mi-a plăcut. Asta ai simțit-o tu mai aproape de piesa ta, că se va potrivi. Și nu neapărat de piesa mea, în general. Așa. Super. Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mai așteptăm duete împreună și alte premiere muzicale și 2024 să fie așa cum vi-l doriți și vi l-ați propus voi, cu multe vise împlinite. Doamne ajută!